Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră. Vreau să vă spun că mai avem un serviciu de închinare la ora 5, de aceea mie nu-ți trebuie să spunem mai repede, mai degrabă, pentru fratele Serghei. Mai avem un serviciu la orășelul Cricova. Acolo sunt două biserici adunate și dorim să fim la timp, chiar dacă vom întârzia puțin. Cred că Dumnezeu l-a binecuvântat și acolo. Dar mai întâi de toate vreau să mulțumesc. Să mulțumesc și pentru invitație și pentru că totuși dumneavoastră am auzit de noastră atâtea vești frumoase, în adestire, într-o biserică prosperă, aș spune așa. Aveți atâta binecuvântări, mă bucur de voi. Vă mulțumesc că m-ați invitat și de fiecare dată sunt o plăcere să fiu cu voi, cu fratele Vasile, și să vină. Noi cam prin același an ne-am bucuit, fratele Vasile are 90, dar am pornit și eu, studiu educativ, am devenit și un profesor, apoi nu am părăsit, vreau să mă pornesc într-o altă direcție, dar mi-a plăcut foarte mult, pașii prin care am făcut și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta. Iarăși, de fiecare dată, am venit la trecută, la ordinare și tot cineva din Taekwondo ați ordinat. Și mă pregătesc bine ce să vorbesc, pentru că alții voi dea. Iarăși, auzindu-i de ei, încă o dată mă bucur și mă mir de lucrarea lui Dumnezeu frumoasă. Dacă fiecare de noi ar povesti cum a venit la Domnul, nu vă găsim o mărturie identice. Dumnezeu atât de minunat și frumos, care știe să lucreze cu fiecare parte, la timpul cuvenit. Având în vedere caracterele noastre, Dumnezeu totuși are răbdare, ne cheamă în slujire și sperăm că Dumnezeu va lucra și va folosi aceste două familii, nu zic numai doi frați și fratele Nicolae și fratele Igor, ci întreaga familia lor, ca și în continuare numele Lui să fie vestit, Evanghelia să fie răspândită. Voi citi un text nu prea lung și voi suporta din cuvântul, din predică pe care o am, dar totuși voi evidenția trei lucruri sau trei puncte din această predică, care așa sunt structurată. 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 6 și mai jos. Eu am sădit, Apollo a lucrat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic. Și Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Și fiecare își va lua răsplată după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți poporul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Vorbim de traducerea rusă, cine are Biblia rusă, noi suntem lucrători la Dumnezeu. Împreună cu Dumnezeu sau la Dumnezeu. Oricum, cum nu am citit, angajat la împăratul împăraților, fiind angajat la Dumnezeu, cu Dumnezeu și împreună cu El, este o mare cinste, o onoare pentru fiecare. Și mâna aceasta în ființa lui Dumnezeu este pentru fiecare răscumpărat. El îți spune, vreau să lucrez împreună cu tine. Doamne! Nu mai imaginați, m-a ținut soarele în mâna lui, a creat toate lucrurile și deodată mă privește pe mine, făcut în țărâni, m-a iubit, m-a răscumpărat și zice, vreau să slujesc împreună cu tine. Este o onoare, o cinste, acest lucru de fiecare dată îmi creează emoții când mă gândesc adânc, pentru că Dumnezeul acesta atât de imens vrea să face o lucrare împreună pe acest pământ. Cu siguranță, El a luat putere, se cremate îngeri, că sunt mult mai puternici, mult mai înțelepți ca și noi, ca să răscumpere lumea aceasta, să-L ajute pe Dumnezeu în răscumpărare. Cu siguranță, El fără îngeri, singur a putut să o facă. Dar atunci când ne-a creat, a pus în noi ceva deosebit. Atunci când ne-a îndepărtat în Adam de Dumnezeu, El s-a gândit cum să ne întoarcă, totuși ca planul Lui de mântuire să-L împărtuiască prin om, cu om și cu om. Dumnezeu să binecuvânteze. Aceste simțuri să le avem de fiecare dată când ne gândim la El, pentru că, de fapt, El ne-a înviț o mână pentru fiecare. Două categorii de oameni sunt descrise în acest text. Cel ce lucrează, și eu i-am numit, sau Biblia mai corect, iertați, i-am numit, cei ce sădesc și cei ce udă. Aceasta este o categorie care lucrează.
Și a doua categorie, care este descrisă mai sus și nu prea am dorit să o citesc, lipsă de timp, sunt cei care se laudă cu cei ce lucrează. Două categorii de oameni. Unii stau într-o parte și îl privesc pe Pavel, pe Apollo, pe toți ceilalți și zic că e mai bună Pavel. Și a spune, nu, Pavel este bun, dar totuși mă așa că Barnaba este mai bun. Sau altul Sila spunea că este mai bun. Altul zice, nu, Apollo, vezi cum vorbește el. Dar nu fac nimic. Am întâlnit creștini și astăzi care își aduc aminte de zeci de ani știi părinții mei, bunei mei, ce au făcut și povestesc toată viața ce au făcut bunei ei. Dar numai o singură întrebare pune pe gândurile, dar cu ce faci? Nu vreau să vorbesc după masa aceasta despre categoria care se laudă cu cei ce lucrează. Ci vreau trei lucruri să le scoatem în evidență de la oamenii care totuși lucrează. Cum îi numește Biblia? Cel ce sădește și cel ce udă nu sunt nimic. Parcă se pare cam stran lucrul acesta. Munca celui ce lucrează la ogor, fie munca politicianului, sportivului, prisecarului la albine, de fapt, aduce roadă. Știți de acest. Atunci când oamenii muncesc, se așteaptă că munca lor va aduce roadă. Am tras concluzie și am văzut și dumneavoastră ați văzut că atunci când vin roadele, cei ce au adus roade sunt gata să primească aplauz. Și este un lucru firesc, aș zice, un lucru normal, un polițian care a depus mult, mult efort. Atunci când a ajuns la o treaptă înaltă, cei ce așteaptă el să știți chiar și dacă nu recunoaște. Vă spun, așteaptă să fie apreciat, recunoscut și lăudat. Și astăzi noi nu ducem lipsă de o astfel de înțelegere. Când oamenii muncesc, la țară se adună toamna oameni și zic, tu cât ai strâns de recolte de pe atâta, atâta. Dar eu atât am strâns. Omul, ce nu e lucrat atât și ai strâns de paroare. Și așteaptă oamenii să-l apreciez, să-l laude, pentru că și este și un lucru bun. Iarăși, eu nu spun că este rău să ne apreciem unul pe alții. Este chiar bine. Să ne putem aprecia unul pe altul. Odată după campionatul lumii la fotbal, tot aveam noutățile, îmi primea să mă uit și de fiecare dată erau evidențiați dintr-o echipă de fotbal, 1-2. 1-2. Antrenor, un fotbalist care este pe arbit și de fiecare dată toate posturile de televiziune. Știți, în lumea aceasta, aproape totdeauna, nu se ia în considerație a treia parte. Unul a sădit, altul a uitat. Dar nimeni nu se gândește. De fapt, Dumnezeu și ție, fotbalistule, ți-a dat sănătate, ți-a dat putere, succes, ți-a creat un drum să ajungi acolo. Și nimeni nici nu vine să creadă că, de fapt, mi se pare că tot prin efortul meu propriu am depus efort și am ajuns aici. Și el vrea să-mi spune că mai depinde de cineva, de Dumnezeu care face să crească. Odată Domnul Iisus a adus un exemplu despre un rob care s-a ostenit la câmp, s-a întors acasă și nu voi ști doar un citat foarte scurt de la Luca, capitolul 17, versetul 10. Atunci când spune o istorie, s-a venit robul, stăpânul l-a așteptat și atunci îi spune, uite, lasă tot, slujește mie. Și în continuare textul spune, versetul 10, tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a spus, să spuneți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Apostolul Pavel spune așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic și parcă dorești să strici. Cum nimic? De ce nimic? Doar m-am trudit, am obosit, am ostenit, am pierdut timp, sănătate, cum nimic. Și propoziția care este prea frumoasă, ar zice, ce Dumnezeu care face să crească, în comparație cu El, noi cu adevărat suntem nimic. În comparație unii cu alții, suntem cineva, dar în comparație cu Dumnezeu, noi suntem nimic. Dumnezeu ne-a întins o mână, ne face cinste, noi zicem, Doamne, nu sunt nimic. Să intre sub acoperimentul meu, zi numai o vorbă, a spus un om spirit. Doar Botezătorul a spus, nu sunt vrednic să mă plec, să-i dezleg cureaua încălțăminte. Din El, prin El și pentru El sunt. Toate, toate lucrurile a Lui să fie gloria vecii.
Amin. În anul 59 s-a scris cartea 1 Corinteni. Apostolul Pavel a scris prima trimitere și îl scrie: căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre toți apostolii, căci nu sunt vrednic să port numele de apostol. Țineți minte, da? Fiți foarte atenți. Anul 64 a scris trimitere către Efeseni. Da mie, capitolul 3, versetul 8, da mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, mi-a fost încredințată slujba aceasta. Anul 65 a fost scrisă cartea 1 Timotei. În capitolul 1, versetul 15, el spune: o, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos în lume a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel de întâi sunt. Viața apostolului Pavel trecea an după an, dar el se vedea neînsemnat în fața lui Dumnezeu. Doar a ajuns la un nivel unde șorțuri le scoteau pe drumuri, a înviat pe Otih, a fost vindecat bolnav, apostolul Pavel vine, se grămădea oamenii în mijlocul cetății. Dar el despre sine, uitați-vă, decurg ani. Merge anul 59, 64, 65, timpul trece, apostolul Pavel se vede nimic. În comparație cu Dumnezeu, el se vede nimic. Dragi frați, Domnul să vă ajute. Anume așa să ne privim în viață noi ca slujitori. O altă, a doilea lucru care găsim în textul acesta: cel ce se vește și cel ce udă sunt tot una. Îmi place această propoziție, sunt tot una. Nu este nicio diferență. Unul nu poate fi mai pe sus decât altul, unul nu poate aduce roadă fără altul, unul nu poate zidi, semăna, muda fără altul. Noi suntem o echipă. Ceea ce a făcut Dumnezeu să spună, voi sunteți una. Știți ce a făcut Domnul Iisus atunci când a fondat, a format o echipă? El îi învață 3 ani și jumătate ca la sfârșit să vină în fața Tatălui și să spună: Tată, mă rog ca aceștia să fie una. De fapt, succesul, binecuvântarea, bisericile noastre, noi vom vedea aici. Mă rog ca ei să fie una, după care exemplu? După cum noi suntem una. Știți ce a vrut să spună Domnul Iisus? Dumnezeu Tatăl și Fiul, capitolul 10, versetul 30, eu și Tatăl, una suntem. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este una. O trinitate triunică sau unitate desăvârșită, și spune: nu căutați exemple pe pământ, doriți să vorbiți de unitate, priviți la Dumnezeu. Căci acest lucru și-l dorește. Și iarăși un exemplu foarte frumos, ucenicii Domnului Iisus înainte de chemare. Pentru avea ocupație, nu-și mânca pânele de tii, avea lucruri, casă, gospodărie, soacră, toate le avea. Simon Zilot, nu știu dacă avea casă, nu este scris, dar chiar și dacă o avea, nu prea se găsă în ea, pentru că orice răscoală, orice cărceară, Simon Zilot nu trebuie să fie acolo. Era o partidă de naționaliști, aprinși, care luptau împotriva romanilor și el nu știa să de pe acasă. Nu prea era gospodar pe Simon Zilot, pentru că trebuia să meargă, să auzea acolo gălăgii, trebuia să meargă acolo, pentru că așa era învățat el. Matei Vameșu, ușor de spus, poliția economică, mai corect, trădător și coț al poporului său, brutal, obraznic. Un alt ucenic, Ioan, fiul lui Zebedei, crescut într-o familie care făcea afaceri, l-au învățat să fie poate și intelectual, să-și gândească la familie, la viitorul lui. Imaginați-vă, se întâlnește Vameșul Matei cu Simon Zilot înainte de a-i chema Domnul Iisus într-un loc întunicos. Oare Simon Zilot mergea pe alături? Pentru că acesta slujea romanilor ca Vameș, celălalt slujea poporului său. Și cum slujea? Și atunci, dacă l-aș fi întâlnit înainte de chemarea Domnului Iisus, eu nu știu cum trebuia să meargă Simon Zilot pe lângă Vameșul Matei. Nu-i dădea pace să-l privește la casă. Ce face Domnul Iisus? Niclar pentru români. Dacă ești un conducător sau dacă auzi cum se formează o echipă, managementul ne învață, cum vei alege un contabil, un ajutor, oare nu te-ai gândit? Uite, contabilul meu, pentru că el totuși e ceva aproape de mine, înțelegi cum înțeleg eu, mi-am format o echipă ca ei să nu facă probleme cu mine. Ce face Domnul Iisus? Să-l alege pe Matei și-l alege pe Simon Zilot. Doamne! Și apoi se roagă: uite, pe aceștia te rog să fie una. Și în 3 ani și jumătate le-a dat un exemplu atât de frumos, că după înălțarea la cer, ne vedem mereu împreună.
Și fiecare din ei s-a împlinit atât de bine slujba. Și istoria ne vorbește, fiecare așa terminat cu credincioșii de slujba. Pentru că au căutat să fie una, așa cum au văzut exemplul Domnului Iisus. Și ultimul lucru de care vreau să-l menționez și apoi ne vom ruga, cel ce sădește și cel ce udă vor primi răsplată. Deci, pe acasă, textele acestea de nou, veți vedea că cel ce sădește și cel ce udă, versetul 8, capitolul 3, își va lua răsplată cu smeneala lui. Domnul a promis că va răsplăti munca fiecare. Știți, este ceva frumos și în ideea aceasta. Noi muncim, dar nu poți să muncim fără speranță. Tu mereu trăiești cu speranța, fie că este vorba, iarăși vorbim de presecat la albine, atunci când muncești, când crezi că nu se gândește, că va strânge miere, cel ce seamănă câmpul, cel ce lucrează, nu știu, se gândește pe viitor că va strânge roade. Credeți că în viața spirituală este altceva? Îmi place un verset care vorbește despre viața lui Moise, dar care nu este descris în Vechiul Testament, ci este numai în Noul Testament. La Evrei, și practic este ultimul, cred că, sau penultimul verset care vreau să-l citesc, în capitolul 11. Dacă aveți Biblie, puteți să vă uitați, capitolul 11. Versetul 26. Moise socotea ocara lui Hristos ca o mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. 40 de ani în pustie. Vechiul Testament niciodată nu descris un Testament. Dar ei mi-au făcut o imagine. Au plătit în motiva lui. Mai mult au umplut copilul. Atâtea lucruri au durat în decursul la 40 de ani. Puterea interiorului vostru e clar că l-a dat Dumnezeu. Dar tocmai în Noul Testament descrie el poate și pierdut ochiul cuiva pentru că știa că Dumnezeu poate să-l răsplătească. Aceasta este speranța fiecărui lucrător la vorba lui Dumnezeu. Să lucrăm, să lucrăm într-așa fel ca să ne stărâmim, să păstrăm unitate. Să păstrăm unitate între noi, pentru că în viitor Dumnezeu a pregătit ceva bun pentru întreaga biserică, pentru țăritatea noastră, pentru orice familie care este în unitate. Dumnezeu pregătește ceva bun. Când vom veni la noi, și în comparație cu Dumnezeu, să zicem, Doamne, am făcut tot. Dar știi că, datorită, Tu ești Dumnezeu. Și Tu ai îngăduit, și Tu mai bine cuvântat, și mi-ai dat tot necesar pentru a sluji și a lucra. Meritul este al Tău. Și ultimul lucru, cel ce sădește și cel ce udă, cește mereu, să poată speranță din inima lui Dumnezeu, nu va uita nimic, din munca noastră și la timpul cuvenit. Eu zic, chiar și pe acest pământ, pentru că acolo răspunsul a fost la Petru când vrea răspunde și chiar și aici propun. Nu îl veți primi, dar și în viitor de ațeleși. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare și să ne binecuvânteze noi diaconi care astăzi vor fi ordinanți în această slujbă de diaconie, ca împreună să vă susțin lucrarea lui Dumnezeu, să fiți răsplătiți și pe acest pământ și în veșnicie cu siguranță și Dumnezeu să lucreze în continuare.